Salutare și bine v-am găsit! Azi am încercat să filmez un clip cu chestii vintage pe care mi le-am luat în ultima perioadă și trebuie să pun o chestie jos pentru că e prea mare și să menajez scaunul pentru că, evident, n-am avut timp să fac înainte. Ok, am aici o cutiuță, o chestie din Jumbo cu produse vintage pe care mi le-am cumpărat în ultima perioadă. Și în cazul în care nu știți, pentru că nu prea am arătat asta pe YouTube, am arătat-o mai mult pe Instagram, dacă nu mă urmăriți, vă aștept acolo să mă urmăriți. Eu sunt mare fan a produselor vintage, le colecționez de când eram mică, nu doar de când am fost, nu știu, în liceu sau ceva, pentru că tot timpul mergeam în pod la bunămiu și căutam tot fel de chestii și luam tot fel de vechituri și haine vechi și port o bluză care a fost a maică-mii. Da, deci sunt mare fan a vechiturilor, cum zice buna mea. Așadar, vreau să vă arăt ultimele chestii. Dacă vă place acest gen de videoclip, vă rog să dați like pentru că o să fac mult mai multe. Într-adevăr, îmi cumpăr chestii vintage pentru că sunt... Eu sunt la facultatea de design, poate nu știți asta până acum, dar sunt la facultatea de design și am învățat că piesele vestimentare, cât au mai mult timp, cât au mai multă vechime, cu atât au mai multă valoare. Așadar, vreau să vă arăt ce am cumpărat în ultima perioadă. Ui. O să încep cu două chestii pe care le-am primit. Sper că le-am pus aici pe amândouă. Nu le-am pus, dar le iau acum. Pentru că le-am aici, în cutiuța asta. Ok. În primul rând am primit această brățară. Am primit-o de la prietenul meu. Este o brățară fixă, kind of, cu mai multe mai multe brățări așa puse, mai multe leiere de brățări. Și sunt trei simple și două parcă sunt împletite, nu știu dacă vedeți bine modelul, îmi pare rău. O să încerc să găsesc altă metodă de a filma genul ăsta de videoclipuri ca să vedeți detaliile și mai bine. Dar cam așa arată brățara și așa arată în partea asta. Foarte drăguță, am primit-o de la prietenul meu și ce vroiam să vă mai arăt că am primit, am primit o broșă foarte, foarte drăguță și ea, cu sistemul ăsta clasic de prindere și cam așa arată, e o pălărioară cu o fundiță și cu plas în partea asta, aici e, cer scuze că nu mă uit la voi, dar încerc să văd și eu ce vă arăt. Aici are un model foarte interesant, nu știu exact cum se numește chestia asta. Dar e cu ceva glitter și mi se pare foarte frumoasă. Și vă arăt o broșă pe care mi-am cumpărat-o eu, dacă tot suntem la capitolul broșe. Mi-am cumpărat această broșă de la aceeași persoană de la care am cumpărat mai multe chestii, o să vi le arăt pe urmă. Este o tanti din Timișoara cu fata, care sunt niște femei super și de fiecare dată când vin la târguri în Arad, la zile Aradului sau mai știu eu ce, tot timpul cumpăr de la ele pentru că îmi plac mult. Sunt chestii, chiar sunt vintage, nu sunt, eu știu. Ok, am luat această broșă care din nou e foarte frumos lucrată și are și perluțe și îmi place că e aurie și un pic mai mare, cam asta e mărimea. Și merge pusă atât la o cămașă cât și la, nu știu, mă gândeam că merge foarte bine la un palton. Mie îmi plac oricum foarte mult broșele și le port destul de des. Ok, mai departe, de la aceeași persoană, am cumpărat, de la aceeași tanti, am cumpărat acest choker pentru că am vrut un choker elegant. Eu sunt mare fan chokere, însă am impresia că majoritatea pe care le am sunt mai casual, sport, nu sunt tocmai elegante. Așadar, am vrut unul elegant și l-am găsit pe ăsta la un preț oricum extrem de bun. A costat, uitați așa cum arată, a costat 20 de lei și cam ăsta e modelul. Și îmi place foarte tare, mi se pare foarte elegant, foarte frumos și merge foarte bine la o rochie. Merge și casual, dar mă rog. Ok. Am cumpărat o pereche de cercei de la aceeași tanti, pentru care chestii superbe. Și o să vă arăt unul dintre ei. Sunt așa, opa, sunt cu pin din acela,
Și în partea de sus au o semibulină. Și în partea de jos au steluțe și linii și evident că sunt cu Nefertiti. Oare vedeți așa? Ok, sunt cu Nefertiti și mie îmi place foarte mult mitologia Egiptului antic. Așadar, ăștia mi s-au părut absolut superb și am și purtat și dacă mă urmăriți pe Instagram, cu siguranță ați văzut acolo numai nimic nou. Două chestii pe care mi le-a cumpărat taică-miu pe amândouă. Pe una o am agățată la un lănțișor. Dar vreau să vă arăt. Eu am mai multe ceasuri de genul acesta, dar îmi plac enorm. Stă un ceas din acela tip de buzunar. Și e foarte simplu și micuț și finuț, însă partea frumoasă este partea din spate, pentru că are niște floricele foarte drăguțe. De fapt, o singură floricică, e o orhidee. Și e vechi și îmi place super mult și l-am pus la un lănțișor, ca medalion. Celălalt, nu am găsit încă felul în care să-l port, însă mi este foarte drag. Este acesta, cu cifre romane și este auriu și ceea ce îmi place cel mai tare la el este partea din spate. Dacă se vede cum arată, e absolut minunat. Place mult, nu știu cât au costat, au fost destul de scumpe. Dar sunt funcționale. Ok. Una dintre piesele de rezistență, ca să le zic așa, să încerc să le pun astea la loc, pentru că sunt multe și se încurcă pe aici, este această curea. Voi vedeți cum arată curea asta? E absolut minunată. Ea e cam așa cu lanț și, mă rog, avea aici un preț la un moment dat. Pus de doamnele pe care l-am dat jos, dar n-am apucat să dau asta jos pentru că n-am purtat-o încă. Oricum mi le-au lăsat la un preț mult mai mic, am negociat cu ele pentru că tot timpul cumpăr de la ele, așadar mi le-au lăsat la un alt preț, dar tot, nu știu, tot a fost destul de scumpă. Și asta mă gândeam că merge la o chestie albă pusă în talie, nu știu, poate la o rochie, nu la o bluză, cum e asta, de exemplu. Mă gândesc că la o rochie merge. Ok, mai departe am ultimele două chestii. Sunt două accesorii de mână, cu ghilimele. În primul rând am acest portofel cu gobelen, care e foarte frumos și se vede că e vechi. Are sistemul ăsta de deschidere. O să vi-l deschid așa, cu o mână. Și înăuntru am bani și chestii pentru că îl folosesc acum. Dar nu are niciun defect, asta mă bucură foarte tare. Și mărimea e decentă, încape buletinul și mai încap chestii. Și acesta a fost la 60 de lei, însă cred că mi l-a lăsat cu 35 până la urmă sau ceva de genul. Oricum, un preț foarte bun pentru așa ceva. Și piesa de rezistență lângă acea curea. E un produs pe care eu l-am primit de la prietenul meu, mi-a plăcut foarte mult și l-am primit și e dintr-un magazin cu vechituri. Oh, Doamne, nu e un second hand, era un magazin cu vechituri. E atât de frumoasă. Dacă mă urmăriți pe Instagram, nu e o surpriză pentru voi, pentru că am purtat-o odată și ați văzut-o și acolo. Este vorba despre această geantă fixă din lemn și aici are împletituri din bambus și pe o parte și pe alta. Mânerul e cam așa, cu ceva împletit. Închizătoare cam în felul ăsta. Așa, nu știu pe ce părți să o mai întorc, să o vedeți cât e de frumoasă. Și o să deschid să vedeți cum arată înăuntru. Înăuntru e așa simplă, nu e o geantă de călătorit pentru că, vă dați seama, nu poți să scoți din ea fără să îți cade ceva din ea, trebuie să ai mare grijă. E mai mult o geantă pentru o ținută mai, nu știu, pentru altceva, nu e pentru călătorit, oricum. Deci așa arată, se vede că e uzată, însă are ceva chestii noi adăugate, cum ar fi asta, se vede că e un lemn destul de nou, nu e un lemn vechi. Și închizătoarea cu siguranță a fost schimbată, pentru că asta e o închizătoare destul de nouă. Însă îmi place că nu i-au pus
alte chestii, ci asta arată cât de cât, cât de cât vintage. Ok. Cam astea au fost chestiile. Sper că v-a plăcut genul ăsta de videoclip, să pun asta aici undeva frumos. Așa. Sper că v-a plăcut genul ăsta de videoclip și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să-mi scrieți în comentarii vouă ce vechituri vă plac, obiecte de decor, nu știu. Ah, mai am o chestie. Mi-ați lăsat mâine. Cu obiectele de decor. Am cumpărat un ceas de la un magazin vintage. E un magazin cu obiecte de decor vechi, foarte vechi. Și ăsta nu e foarte vechi, dar e retro, e în perioada aia. Este acesta și uitați-vă voi cât e de superb. Singura problemă e că îi lipsește cifra romană 1. În rest e perfect, funcționează, are aici așa mecanism de ceas, un suport auriu și este dintr-o piatră semiprețioasă cu litere aurii și acum e un pic prăfuit. Dar, în rest, ceasul arată super bine și am început să-l folosesc de ceva timp și arată extrem de bine. Dacă mă urmăriți pe Instagram, o să postez fix în ziua în care pun acest videoclip și un video cu partea asta de unde îmi țin, ceasul și alte chestii de decor și să vă spun de unde le am. Așa că, dacă vă uitați astăzi la videoclipul ăsta, mergeți și pe Instagram, o să-l aveți în bara de descrieri. O să vedeți acolo în Insta Stories, vă prezint tot ce am pe acest raft, pentru că multă lume e curioasă ce am pe el, ce am mai jos, cât de jos merge și așa mai departe. Așa că asta a fost tot, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și ne vedem în următorul videoclip.